Mii de maghiari au protestat la Budapesta împotriva lui Viktor Orban. Manifestația a avut loc după ce un fost apropiat al guvernului a publicat o înregistrare audio care ar dovedi corupția unor înalți oficiali. La protest, oamenii au cerut demisia premierului și a procurorului șef. Cel care a făcut dezvăluirile și a chemat oamenii la protest a fost Peter Maghiar, fostul soț al președintelui Judith Varga, care a demisionat brusc după un scandal în urmă cu o lună. Fișierul audio prezintă o conversație dintre cei doi la momentul înregistrării. Judith Varga era ministru al justiției. Átadtam egy hangfelvételt az ügyészség munkatársainak, amelyen az hallható, hogy az akkori regnáló igazságügyi miniszter elmondja, hogy a kormány bizonyos körei büntetlenül és szemrebbenés nélkül belenyúlhattak nyomozati iratokba, hogy manipulálhatták a nyomozóhatóságok munkáját. Akár ebben az épületben, itt a hátam mögött. Judith Varga nu a contestat autenticitatea înregistrării, însă și-a acuzat fostul soț că încearcă să-și atingă obiectivele politice cu orice preț. Maghiar a devenit un critic al guvernului Orban abia după ce fosta sa soție a trebuit să plece din funcție. Acest lucru s-a petrecut pe fondul unui scandal legat de grațierea complicelui unui pedofil. Magyar Péter a legfőbb ügyész Polt Péter és helyetteseinek azonnali távozását követelte, valamint a Wöllner-Schadl ügy objektív kivizsgálását, amely szerinte csak Polt Péterék távozása után lehetséges. Kónya Rita, Euronews, Budapest.